E doar din cauza campaniei electorale toată această agitație sau e altceva? Nu, primul rând, Iohannis ieri și vineri s-a făcut de râs. Asta este prima constatare a mea. Prima dată s-a umplut de ridicol cu contestarea la Curtea Constituțională a plecării în concediu a doamnei prim-ministru. Și ieri, a fost apogeul, de până acum, al ridicolului pentru Klaus Iohannis. O serie întreagă de minciuni, o serie întreagă de inabilități. Am mai făcut și vreo două dezacorduri, dar deja sunt prea puțin importante față de prostiile pe care le-a pus acolo. În al treilea rând, este din ce în ce mai disperat. Pentru că acum ceva timp, acum un an de zile, acum câteva luni de zile, nici măcar nu-l interesa PNL-ul. Se vedea deja președinte, spunea tuturor că el oricum va ieși președinte pentru că nu va avea contracandidat. Ulterior am înțeles și eu și încă vreo câțiva colegi că el se referea la asta la propriu, în sensul că oricine ar putea să fie potențial candidat îl va rezolva cu statul paralel. Vede că nu mai are o susținere serioasă în stradă, între ghilimele, pentru că mase mari de oameni nu se mai lasă manipulați cu toate incitările lui și cu toate provocările lui. O să vedem că acum vineri am înțeles că trebuie să vină un milion de oameni. Vineri. O să vorbim mai mult după ce ziua vin. De 10 august. Știți că eu nu mă pronunț înainte și am văzut că și dumneavoastră evaluați foarte bine la emisiuni. Și are o foarte mare problemă pentru că, în primul rând, el nu mai are bază electorală și a construit baza electorală pe minciună și pe o gogoașă umflată de statul paralel, o gogoașă mediatică umflată de statul paralel cu lupta împotriva corupției și protejarea justiției, în condițiile în care a călcat în picioare justiția, a călcat în picioare Curtea Constituțională, deciziile Curții Constituționale și a sprijinit până în, cu 30 și ceva de zile peste ultima clipă constituțională revocarea doamnei Chioveși de la DNA. E agitat că vede că se mișcă Cioloș, un alt mare candidat la prezidențiale, și singurul partid care a mai rămas posibil să-l susțină, pentru că și acolo sunt frământări interne foarte mari, a rămas PNL-ul, i-a chemat la Cotroceni, ați relatat și dumneavoastră. Sunt oameni din interior care ne-au spus ce s-a discutat acolo chiar în acea zi. Au ieșit pe surse multe informații. Printre altele a spus că începând din acel moment el va conduce PNL-ul, nu nici Orban, nici ceilalți. A dat sarcini la fiecare, printre altele, să se ocupe de anumite partide pe care să le atragă către ei și a spus: mie lăsați-mi ALDE. Că mă ocupe personal de ALDE, să-i rupem din coaliție. Dar să știți că nu numai un partid îl susține pe domnul Iohannis, negociază cu încă unul, adică îl susține PNL-ul și am văzut că negociază și cu PDL-ul. De fapt, da, are șansă să meargă la două partide, PDL-ul și PNL-ul, da, aveți dreptate. Că de fapt acolo au fost două partide, PDL-ul condus de Blaga și PNL-ul condus colectiv. Sigur, s-au dus în același timp, dar erau două partide. Da, da. Aici noi am fost cu ALDE, am fost împreună la Cotroceni. Cam asta e așa, foarte pe scurt, situația în care se găsește Iohannis și este destul...